În decursul dezvoltării unui embrion de animal se pot produce anumite mutații și în același timp și omul le poate produce încercând să înmulțească specimene din rase diferite. Pe locul 5 avem pisica înaripată. Există multe documente ce atestă aceste pisici înaripate. Acestea în sine nu pot utiliza respectivele aripi. Și în ciuda cazurilor în care este vorba de probleme provenite de la părul pisicilor, există și situații genetice de asemenea. În majoritatea acestor situații, problema constă în anumite membre suplimentare ce apar la locul potrivit. Mai există o condiție numită astenie cutanată în care pisica chiar poate mișca respectivele formațiuni. Octocapra. Aceasta a fost denumirea dată unui ied, ce s-a născut cu o malformație ce a rezultat la încă 4 picioare pe lângă cele originale ale acestuia. Stăpânul iedului din Croația a fost șocat la vederea iedului și pentru a se convinge că nu este de vină vederea lui, a mai chemat un vecin pentru confirmarea ciudățeniei. Din păcate, iedul nu a supraviețuit din respectivele circumstanțe. Pe locul 3 avem un bun exemplu de animal mutant influențat de către om. Capra păianjen a fost modificată genetic la Nexia Biotechnologies ca laptele acesteia să aibă structura de pânză de păianjen. Astfel, laptele rezultat este folosit pentru a obține așa zisul oțel bio, care este de 7-10 ori mai puternic ca oțelul și se poate întinde de până la 20 de ori cât dimensiunea lui, fără să-și slăbească structura. De asemenea, oțelul bio este rezistent la temperaturi extreme. În ciuda poveștii triste din spatele acestui mutant, pisicuța ciclop, cunoscută sub numele de Clade, a fost livrată unui spital veterinar când mama acesteia a avut probleme la naștere. Acesta a fost al doilea pui născut, care a ieșit însă cu un singur ochi și fără nas. Puiul de pisică a murit la scurt timp, ultimele sale momente fiind imortalizate și încărcate pe internet. Pe primul loc avem un caz similar cu cel anterior. Porcul maimuță este denumirea unui porc ușor născut cu o condiție rară într-un sat mic din China. Cauza situației pare a fi un caz de holoprosencefalie, condiție ce poate duce la ciclopie, motiv pentru care ochii porcului sunt extrem de apropiați. Lumea este un loc extrem de ciudat și multe cazuri tragice pot apărea, după cum am văzut și mai sus. Anumite animale sunt sacrificate pentru ca oamenii de știință să descopere anumite aspecte ale geneticii și declanșează involuntar respectivii mutanți ce se credeau a exista doar în filme. Cam atât a fost pentru astăzi, mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare!